Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu, Tutorial App, numele meu este Marius și astăzi o să prezentăm indicații servodirecție, lichid de frână și toate ce se află pe motor ca să vă dau o mână de ajutor. Anumite componente care le aveți pe motor și posibil nu le știți sau posibil vreți să le știți, locația. Mai exact. Hai să trecem la treabă, deschidem capota și ne apucăm de treabă. Hai că am revenit la motor. Aici frumosel ce puteam. Aveam jauja de ulei. Indicat este mașina să fie pe un plan drept, să puteți verifica uleiul din punctul meu de vedere. Aici aveți alternatorul, se poate vedea. Parbriz, apă pentru parbriz. Aici se pune, chestia asta se va, mi se pare că se va ridica în sus puțin când ajunge la nivel. Bun. Aici avem frumosul servo pentru servo direcție. Se poate vedea. Da, power string fluid. Aici mereu trebuie verificat să fie la nivel și bine, ideal ar fi să-l schimbați o dată la 2 ani, părerea mea. Bun, avem uleiul aici, capacul la ulei, debimetru de aer. Clapeta de accelerație nu este electrică, este pe șufă. Dar își face treaba corespunzător. Aici, în această carcasă, după calculele mele, ar trebui să afle filtrul de aer, care și ăla trebuie schimbat la timpul lor. Aici avem niște siguranțe. Multe siguranțe. Cu care îl puteți găsi pe net orice mic tutorial. Bateria. Aici este frână și ambreiaj, lichid de frână și ambreiaj, este folosit și la ambreiaj. Bun, posibil mai aveți, nu știu dacă aveți întrebarea asta, dar vă spun eu. După că acest capac, o să aveți bobinele, ar trebui să se afle, mi se pare că sunt bobine, dacă nu, nu, de fapt, sunt bobine. Ar trebui să fie bobine, ori și aveți bujiile, da, trebuie să dați aceste două șuruburi, asta este împrins în două șuruburi, să se ridică în sus acest suport. Bun, nu știu, cam atâta pot să vă zic. Ce să avem verde pe baterie? Hai că avem verde, încă este ok. Băi, nu știu, alte detalii n-am ce să vă mai dau. Cam asta este motorul. Sper că v-am lămurit cu anumite chestii. Și cam atât. Noi rămâne să ne vedem curând cu nou clip.